Bine v-am găsit, stimați telespectatori, având în vedere că evenimentul de astăzi, care este anunțul, declarația oficială a președintelui României că el se autopropune la funcția de secretar general NATO, face parte din istorie, că așa va rămâne. Dacă va fi ales sau nu va fi ales, va rămâne ca un moment istoric, momentul în care cineva, s-a autopropus. Spun asta deoarece nici măcar la Uniunea Europeană nu e chiar acolo unde sunt. Nu există autopropun. Mă propun eu. Mă rog. Deci și din punctul acesta de vedere rămâne în istorie și atunci ține locul comentariul ăsta și picăturii de istorie, că chiar trăim un moment istoric. Un moment istoric în care, repet, Organizația nu NATO este o organizație militară în care desemnarea, sigur că se face prin consens a secretarului general NATO, s-a făcut până acum, și de regulă, se face prin niște negocieri, într-un fel secrete, nici într-un caz, nu există în istoria NATO cineva să se autopropună după ce 21% de state, sau 20 de state din 31, au anunțat că îl sprijină pe unul rute. Nu există așa ceva. Este ca și cum Congresul PPE nu a desemnat-o pe Ursula să fie comisar și vine Marcel Ciolacu și spune: Eu mă autopropun să fiu președintele comisiei, dar în caz de față repet. Bun. Sunt dator, trebuie să încep cu o explicație. Deci, evenimentul numărul unu este acesta. Este Claus Iohannis a făcut o declarație solemnă, un mesaj către națiune, în care ne-a anunțat că a decis și a și făcut să se înscrie în cursa pentru șefia NATO. Înainte de aceasta, trebuie neapărat înainte de da declarația, să simne pe unor precizări. În momentul în care pe, un, pe Twitter o tipă de la Bloomberg a scris da, că România a sesizat, da, a notificat statele membre NATO că ea, că președintele candidează, da, eu am spus în felul următor, dacă există o notificare, trebuie să știe sau guvernul și administrația prezidențială. Administrația prezidențială a răspuns că nu, Europa Liberă, s-a întâmplat pe 22 februarie, mai în face lună. Europa Liberă a întrebat administrația prezidențială dacă informația este reală, iar instituția a răspuns că nu comentează zvonul, de lăsând impresia că ea nu a notificat, iar purtătorul de cuvânt al guvernului, un domn numit Mihai Constantin, jurnalist cel la bază, în numele premierului și în numele guvernului, răspunzând unei întrebări, a spus la o conferință de presă, că l-au întrebat și alte agenții internaționale și a zis în clipa de față, în numele guvernului, nu am date pentru a -o comunica pentru acest subiect. Anunțul de asta lui Claudiu Simani, spune că chiar guvernul sau administrația prezidențială notificase. Deci noi avem de și după asta a venit și Marcel cu care și-a scăldat. Deci pe 22 februarie guvernul României și anumitatea ne-au mințit. Că putea să spună, bă, am notificat. Nu, ne-au mințit, da? De ce ne-au mințit? Pentru că Claus Iohannes avea nevoie de acest moment de aniversare a intrării noastre în NATO cu tare. Bun. Eu am, nu am crezut atunci nici măcar în, ca notificat dintr-un simplu motiv. L-am judecat pe Claus Iohannis... Și, și România, pe numele care vorbește din perspectiva oricărui om de bun simț. De ce? De bun simț. Și raționamentul de bun simț a zis că este imposibil așa ceva. De ce? În februarie, nu, la începutul, Stotelberg, secretar, actualul secretar general NATO, își termină mandatul în octombrie și a zis că nu va mai. Candidat, oricum, el își terminase mai demult. Dar s-a amânat din cauza războiului. NATO urmează să aibă o sesiune festivă în iulie, în cinstea, nu știu, aniversării când s-a înființat NATO, și cu acest prilej urma să se anunțe viitorul secretar general NATO. Deci, un moment sărbătoresc. Și, în consecință, marele puteri, cele care contează în alianță, contează și că asta, și anume America, Franța, Anglia, Germania, cărora li s-au răturat încă, deci încă 16 state, au anunțat că sunt în favoarea lui prim, fostului premier olandez Rute. Casa Albă chiar a făcut, de, după ce s-a anunțat, după ce a apărut știrea pe Bloomberg, Casa Alba a reafirmat sprijinul pentru rute și mai ieri a anunțat și Franța. Deci, presupunând că s-a notificat după atunci, că acest anunț nu este așa surprindere, de atunci, de o lună, niciun stat occidental din aia n-au zis, bă, Luăm note că s-a înscris Claus Ioanni și ne mai gândim dacă mai sprijinim părute. Deci nu a fost până acum. De ce? De ce am avut eu îndoiel că, am zis că e o glumă? Am spus, în primul rând că în cadrul NATO, așa cum a sesizat și Team Băsescu, nu există concurs, adică nu există să te înscrii prin telefon și ăsta hotărăți două, trei state, bă, îl vrem pe ăla, așa părute, îl sun, l-au sunat de două ori și bă, tu ești de acord, dar mă sunt de acord. În acel moment nu rute a anunțat, atenție. Deci premierul nu a, al Olandei n-a anunțat niciun moment, bă, eu mă propun. A zis el nu. A venit America și a zis, bă, l-am propus pe ăla. Și întrebat, el a zis da normal era, deci nu există autopropunere. Pe Claus Johannes nu a venit până la ora asta niciun stat să zică, băi, după ce a fost propus deci dacă ar fi fost chiar un concurs, normal era Claus Ioanis să anunțe înainte de a se începe discuția, de a fi anunțat rute. Bă, eu mă înscriu la concurs. Și atunci, probabil că americani ar fi zis, noi alegem între, noi suntem cu rute, dar ne gândim și la Nu, n-a fost nimic. Nu există să anunți, să nu anunț. după ce deja 20 de state au zis că sunt pentru rute. Și până acum niciuna n-a dat înapoi. Că putea să spună, bă, noi ne-am mai gândit, ne-am mai consultat, adică America ne mai gândim la un alt secretar general NATO. Deci, de-aia am zis. Doi, în cadrul NATO nu există autopropunere. Nu te poți propune tu, e penibil. Nu știu. Zici, bă, deci nu, nu, nu avem și avem declarația de acum. Ia să o vedem. Totodată, cred că NATO are nevoie, la rândul său, de o reînnoire a perspectivei asupra misiunii sale. Europa de Est are o contribuție valoroasă în discuțiile și deciziile adoptate în cadrul NATO. Cu o reprezentare echilibrată, puternică și influentă din această regiune, Alianța va putea lua cele mai bune decizii care să răspundă nevoilor și preocupărilor tuturor statelor membre. Pentru toate aceste motive, am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Iar această. Bun. Deci, domnul președinte și-a anunțat candidatura și-a anunțat candidatura cu două argumente, atenție la argumente. Deci rute a fost ales și în general secretarul general NATO a ales pe persoană. Deci domnul Claus Ioane spune nu, secretarul general NATO trebuie să fie o țară buricul pământului în NATO, care este România. Mă rog, aplaudăm că suntem patrioti, este România. Și în consecință eu din partea României, pro, care mă autopropun din partea României, putea să spună, domnule, îl propunea Ciolacu. Parlamentul. Păi, uite, se întâmplă, noi făceau o sesiune specială. Uite, Parlamentul, da? Și spunea, domnule, și România a făcut și a drept și puri cu Pământul. Noi propunem un om de-al nostru și noastră. nu pe Nu, domnule, s-a autopropus. A zis, România, având în vedere că e buricul pământului, ea trebuie să aibă un reprezentant al României și cel mai bun reprezentant sunt eu, dar poate este Joana, sau poate este Ciolacu, de ce să fie el? A zis că el, bun. Moment, moment de-a dreptul ridicol, dar am zis că el. Problema este că în alegerea secretarului nu contează țara. Contează omul. Dacă ar fi după țară, ar trebui să fie secretar general NATO numai din Germania sau numai din Franța sau numai din Anglia. Ah, am uitat că și Anglia sprijină. Nu, se, gă, se caută de regulă un tip despre care se spune că pare calități, nu știu. Deci, ideea este că Claus Johannes a adus acest argument. Un argument, și o să vedem și de ce. Al doilea argument a fost faptul că Europa de Est, țările din Europa de Est care fac parte din NATO, trebuie să fie să aibă și ele un secretar general NATO la un moment dat, adică el, da? Pentru că și ele contribuie. Și aici avem aceeași chestie ca și la intern. Claus Iohannis putea să iasă și să spună Semați români, România este buricul pământului, România a fost în prima linie, l-a ajutat pe Zelensche cu tare, cu tare. Eu cred că România are dreptul la un post de secretar general NATO, da? Și zice... Și a doua zi, zici, venea Ciolacu sau Ciucă. Domnule, noi îl propunem pe președinte. Nu, a zis, România are dreptul de secretar general NATO, da? Și eu sunt. Nu știu, <laughs> n-am pomenit așa ceva, deci imaginați-vă pe următor. La TVR e propus toată lumea, partidele, PSD, PNL, cu tare, l-au propus pe turturică, da? Și când mai e un pic și îl numesc pe turturică, bine spun, băi, eu mă autopropun eu. Unul simplu, simțul spune, să zică cineva, nu știu, unul scristache, să zică tu că, bă, noi vrem pe Cristoi, mă autopropun eu. Adică, Mă autopropun, eu spun, trebuie acolo reprezentantă și presa profesionistă și independentă, eu reprezint presa. Nu! Sau pot eu să zic, domnule, eu cred că trebuie să fie, să fie tu, că nu există așa ceva, să te autopropui tu, hop, -topiosă. bun. Cel mai grav este argumentul cu Europa de Est. Deci, stimați telespectatori, NATO, este o organizație militară într-un plin război cu Rusia. În plin război cu Federația Rusă. Fiind vorba de o organizație militară, imaginea pe care trebuie să o transmită adversarului și lumii această organizație este cea de unitate. Cu ceva timp în urmă, a venit unul, Macron, și a zis: Eu propun să trimitem trupe NATO în Ucraina. Imediat s-au adăugat țările Baltice, Polonia și alte țări, America, Anglia, a zis că nu. Deci avem o organizație militară. Care are o controversă, în plin război. Mai grav, această organizație militară, care și sărbătorește în iulie cu tare, deodată, prin inițiativa lui Klaus Iohannis, se anunță divizată, pentru că el vorbind de numele Europei de Est, normal este înseamnă că el e în numele a unui grup de state care este în război cu alt grup de state. Grupul de state și spune așa, bă, voi l-ați propus părute pentru că sunteți occidentali și porci de occidental, și noi din Est vrem și noi pe unul, da? Problema care se pune în paranteză este următoarea. La ora când înregistrez e 21 și 2 minute, da? De la declarația lui a trecut 5, 4 ore, da? Puteți să-mi spuneți. Normal era dacă el avea o înțelegere anterioară, acum trebuia să sară. Turcia, Polonia, deocamdată n-au sărit. Ungaria spune, băi, dar îl sprijinim. Bun. Încă o dată. Imaginea pe care o transmite Claus Iohannis în numele Estului nu știu dacă a fost mandatat, este de diviziune profundă, că e diviziune între Est și Vest, da? Vestul, porcii din Vest, zic eu așa, au propus părute și ne-au lăsat pe noi fără reprezentant, noi propunem pe Iohannis. Deci, război, rebeliune, având în vedere că sunt 31 de state și 20 s-au pentru rute, avem de-a face cu o rebeliune în interiorul NATO. Că normal era, noi să spunem, bă, l-au propus pe ăla să fie de bine, da? Stimați de respectători, știți, nu sunt nici antiputinist, nici putinist. Este cea mai bună veste pe care a primit-o Vladimir Putin. Imaginea NATO divizată în momentul în care ești în război. Păi mai oameni buni. Eu vă spun până Dacă această organizație militară, cea mai puternică din toate timpurile, n-a existat până acum, bă, bă, nici pe vremea Comunei Primitive, o fi fost și atunci alianță între ei, nu se înțelege din priviri la o chestiune foarte simplă. Alegerea unui secretar, secretarul general NATO, nu, că nu el decide. Marele puteri, da? Păi și aici cum să se decide această organizație militară să răspundă unui atac al Rusiei? Deci, într-o chestiune de o banalitate, -o dată, e de rutin. L-am ales pe ăla, nu era fundamental. Era, nu știu, cum a fost asta a, a, a Ungariei care s-au opus sau a Turcie, dar, domnule, e vorba de amplă rămărire. Ampli nimic. Păi cine alege? În ce contact? Că cine alege în fruntea NATO? Și el zice, nu domnule, numele Estului, noi nu suntem de acord cu ce a propus America în fruntea Vestului și în propun, mă propun pe mine. Da? Păi stimați telespectatori, la Moscova, dacă nu se sunt destul pe șampane. Imagine. Singura mea speranță, în numele NATO, o să râd, este ca această chestiune să nu dureze că dacă vor veni și alte țări și vor spune, da, domnule, noi îl sprijinim pe Iohannis și nu îl vrem părute, și America nu se, nu se repliază, și gata, renunțăm la rute și -l luăm pe Iohannis, asta trebuie rezolvat în cel mult câteva zile. Și durează o dispută și începe o dispută, pentru că Iohannis a anunțat o dispută în cadrul NATO, da? Faptul că vestul calcă în picioare și tratează ca slugi estul. El este argumentul, da? Nu știu, nu pot să spun, nu pot să mă pronunț decât după ce voi vedea reacțiile. Pe de o parte, nu am reacțiile țărilor care l-au declarat părute și l-au sprijinit și ele l-au sunat, nu rute s-au autopropus. Și să vedem care dintre țările din Est Zice, da domnule, deși normal era că nu el se propună să vină, nu știu, Turcia sau Polonia, spună bă, noi, noi așa era în urmă, noi suntem nemulțumite, noi țările astea din Est, că nu avem un reprezentant, îl propun pe Claucus Nu, Claucus Ioannis așa, noi țările din Est suntem nemulțumite că nu că nu ne, avem cuvântul la NATO, mă autopropun eu. De ce -o te -o propui? Nu știu. Trebuia să-l propună Turcia. Mă rog. Oricum v-am spus. Este cea mai bună veste pe care o primește Putin, alături de cea potrivit niște terchi au atacat un sat din Rusia. Băi, eu, ăștia sunt proști. Occidentul ăsta, -i, -ă, Ucraina asta este proastă. Încă o dată, stimatele respectare, pe Putin, dacă vrei să-l lucrezi, Putin se ca și orice, și președintele Americii, și el se bazează pe sprijinul poporului, da? Problema este că tu trebuie să găsești acel mijloc prin care să iei sprijinul poporului, da? Cum îi iei sprijinul poporului? Mai țineți minte că în Vietnam s-au dus americanii și mureau și la un moment americanii au zis, bă, dar de ce să moară ea? De ce? Au încercat administrațiile președinte că să se... n-au convins. Dacă Ucraina ar sta cu minte acum, s-ar apăra, nu mai s-ar face controofensivă, nimic, nimic, nu rachete, nu drone, nu atac, cu minte, cu minte. La un moment dat, văduvele spune, bă, domnul președinte Vladimir, dar de ce, ce treabă avem noi cu Ucraina? Și caută copiii noștri în Ucraina, soții noștri. Păi el vine acum și spune, cum, cum să nu fie în Ucraina? Ați văzut, ne trimit drone, ne atacă sate, ne destruge podul chiar. Ba chiar au cucerit un sat, o, ne-au atacat deja. Da, mă rog, o Deci, repet, acum o să spuneți, după efectele, pe plan extern, nu știu. N-am văzut, să vedem în zilele următoare ce se discută, care e reacția a statelor, a vestului, care e reacția. Pe plan intern este o mare lovitură dată de Claus Iohannis. În primul rând că autopropunându-se mașinăria psd pesedistă și de presă, deja s-a pus, pus în mișcare. Suntem mândri că S-a pus în mișcare spunând că el e deja secretar general NATO. După metoda aia cu la PPE, că au zis ei că deja, de gata. Nu că s a autopropus. că s-au autopropus. Ce mândru suntem, avem deja pe Claudiu în secretar general NATO. Până se rezolvă, până se decide, până pe 9 iunie România va fi intoxicată cu tema Claus Iohannis este secretar general NATO, suntem mândri. În consecință, activul PNL, deja și ciucă și-a simțit vânt în punze, bă, a văzut, dar el s-a autopropus încă o dată. Bă, nu, dacă m-am uitat, am văzut acum ăștia, limbiști, da? Unul oh, Cristian Părvulescu, ceva, îți venea să vomit la digi. Uh, Claus Iohannis este un mare om politic, își calculează, e șahist, dar nimeni nu spune că s-a autopropus. Deja în mașinăria de propagandă a coaliției PNL-PSD și PSD, este teza că Claus Ohanes a fost propus. <laughs> adică nu e că el s-a autopropus, nu, a fost propus și următoarele zile va fi că el e deja secretar general NATO. Nu, a fost propus și sigur va fi. Poate că pe plan intern. Vom vedea, nu mă pot pronunța. Bun. Însă, o știre foarte tare, la egal cu asta, și cu mult mai mare implicație pe plan intern, este, a spus, este uh, USR, da? A, nu, politicul o scrie așa, Deputații români de centru din Parlamentul European nu o vor susține pe președintea Comisiei Europene, Ursula, pentru al doilea mandat, așa, ia să vedem, da? Deoarece ea închide ochii la corupția de la București și la abatele de democrației. Așa este vorba și o declarație lui -un, a lui Cătălin Drulă dintr-un interviu, da? Da, a, a, așa? Bun. De deci ce este foarte important? Grupul USR face parte din grupul Macoriniu. Dacă, dacă vă reamintesc că recent a avut loc la Madrid Congresul... Partidului Socialiștilor Europeni, PSU, corespondentul lui PP, da? Acolo a participat șeful PSD din România, numit Marcel Ciolacu. Congresul a decis să, îl, să sprijine candidatura lui Noia, Nicola Smith, da? Deci, europarlamentarii viitori, psd au mandat de la Congresul de la Madrid, să, să nu voteze pe Ursula. Întrebare de de puncte. A zis vreun miau până acum Marcel Ciola cu tema asta, normal era că în momentul în care PPE a anunțat, a anunțat ce să spună, domnule, socialiștii români, europarlamentari care sunt, nu sprijină că îl are pășmit. Ăștia au zis. Și de ce este foarte important? Este foarte important pentru că argumentul este foarte bun al lui Dr, Chiar aici a fost foarte bun. Ea sprijină uh, neregule din România. Deci o campania pe care o duce usr și este aceasta. În România sunt grave abuzuri, PNL și PSD își fac de cap, încalcă democrația, sunt coruți, da? Normal ar fi ca Comisia Europeană, supraveghetoarea democrației din toate țările, cum a procedat și în Polonia, cum a procedat și în, în Ungaria, să ne să tragă de urechi această coaliție. Ea nu trage și din, cau de, din cauza aceasta noi nu votăm. Deci, semnalul este în felul următor: ori o obligă, pentru totuși și Lula, o serie europarlamentare, reprezintă europarlamentari pro-europeni. Nu poți să spui că reprezintă aur. Dacă zicea aur, era, da, pro-europeni. Ori o obligă pe să mai tragă de urei guvernul României și coaliția ca să arate că ea tot își veghează la democrație, ori dacă nu face asta, se adâncește imaginea că în România se fac mare abuzuri de la democrație, cu asta sunt de acord, dar că până la urmă, dar că Occidentul, dar că marile puteri și mai ales Comisia nu reacționează, da? Bun. Da. Lași gheab. Deci lași Ia digi. Ah. Nu există plăcere mai mare pentru mine decât să citesc Digi 20, Ro, 24, Ro, site condus de Adriana Duțulescu zise să Cu. și Titlu. secretă obținută de hackeri ucrainei, planul lui Putin după ce câștiga legea. Și ne zice așa? Pravda U-1. o -u -u pravda u, -u -a! Ia de pravda o a, e, e rusească, să ucrainească, da? Ia stai că nu înțeleg. Zice ceva, e de lui așa. Ucrainsca e pravda, deci la jgeab a venit un artec, așa, și ne spune ucrainsca aia pravda, sursă pentru Dige. E vorba de Duțulescu, e sursă, da? Apropo de că digi a început asta, ce mare om calculat este... Și spune în felul următor, uitați-vă și faceți-vă cruce, da. Și că hackerii ucraineni, a, așa, au pus mâna pe o scrisoare a șefului Dumei, da, cu, a, așa, în care face propuneri, a, încă din noiembrie, a, de scrisoare din noiembrie, și care au pus mâna pe ea acum, da, și au publicat o ucrainescă. Bă, al dracu, tot pravda. Băi, bă, cu schimbați-mă numele pravda, că e pravda. Chiar dacă este ucrainscă. Da. Da. A scrisoare datată 30 noiembrie. Noi suntem acum când în martie. Păi să fiu al dracu. Bă, bă, hackerii erau cu... Și în scrisoare șeful dumii îi spune lui Putin cum să după alegeri să fie și mai dictator. Păi ăștia ne cred prost. În primul rând că e scrisoarea din 30 noiembrie. De ce acum? Acum au spart hackerii și unii era scrisoarea dacă a spart-o. După asta, a, ia uite-te, a, oleu! ia uite, propunerele cu care sunt, ia fie bă, da, bă, da, bun, sunt o craie, naționalizarea economiei, toate industriile de materie prime devenim, adică, Gigi, al lui Duțulească, Adriana Duțulescu, da? fost antena 3 și apoi a avut un protector, dar și l-a pierdut. Pentru că n-a murit protectorul. A ieșit din joc. Da? Ea este acolo. Ea pune titlurile, da? Deci, ăia cetățenii ruși, când vor citi asta, pădigii, în românește, ori spune, bă, nu mai votăm pe putere. Nu. Și ei citești și ucrainsca e prada, din câte știți, da? În ucrainești. Băi, este... Uneori mă întreb, uneori mă întreb, Mă, cum dracu de există antena a 3 și 10? Vorbesc serios, ca meseriași mă, lor nu le e rușine. Adică, măi, cu o jenă, mă, poți să mănânci rahat cu lingurița, băi, mănâncă cu polonii, cu iertați, nu poți face așa ceva. Ucrainsca e aprata care spune că a pus mâna pe scrisoare din 30 noiembrie cu tare și mai a ales, a, ah, a, ah, ia, ia să vedem acum, că deja ia să vedem acum, ah, deja Radu Tudor, așa anunțat, dacă stați un pic, Radu Tudor a zis că este, Radu Tudor este deja în excitație, da? A, și a zis că ia să vedem aici. Nu mai am. Unde mă ala? Bine. O să vă prezint mâine seară tot ce, toate imnurile presei plătite din România la adresa lui Claus Iohannes, care bla 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 bla. Mulțumesc, la revedere!